Clubul sportiv al Armatei Steaua are un nou comandant. Colonelul Ștefan Răzvan Bichir a fost împuternicit pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data de 1 aprilie, în funcție de președinte al clubului, înlocuindu-l la comandă pe colonelul Mădălin Sorin Hâncu. Ceremonia de predare primire a funcției de președinte a Clubului sportiv al Armatei Steaua București a avut loc în prezența locțiitorului Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, generalul de brigadă Valeriu Roșu. Dumneavoastră se află, pot să spun, deja fostul comandant al Clubului Steaua, domnul Colonel Hâncu, și noul comandant în stânga mea, noul comandant al Clubului Steaua, domnul Colonel Bichir Ștefan Răzvan. În semn de apreciere pentru cei 38 de ani cât a servit patria sub drapel, la ceremonia de trecere în rezerva colonelului Mădălin Sorin Hâncu, generalul Roșu i-a înmânat distincții militare și a mulțumit pentru întreaga activitate. La finele carierei am avut cinstea și onoarea să conduc cel mai mare club al Armatei Române, Clubul Steaua. Pentru domnul colonel Bichir Răzvan, sunt convins, după cum îl cunosc pe domnul colonel, că este ambițios și că va reuși. Îi doresc mult succes în această onorată funcție, multă sănătate și putere de muncă. Colonelul Bichir este angajat al MAPN din anul 1994, fiind absolvent al Academiei Naționale de Educație Fizică și Sport, Facultatea Militară de Educație Fizică și Sport. Dragi colegi, m-am înhamat la o muncă nu foarte ușoară, dar contez pe sprijinul noastră. Sper să facem o echipă, astfel încât să atingem obiectivele trasate de conducerea Ministerului. Sper să ne propunem obiective personale care să conlucre la aceste obiective și sper ca împreună să facem echipa care să ducă Clubul Steaua acolo unde este locul lui. Clubul numărul 1 din România. Vă mulțumesc! Am onoarea să vă salut!